Credincioșii parohiei Băbășești din județul Satu Mare și-au cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorutorul de mir. Bucuria a fost sporită de prezența în mijlocul lor a preasfințitului Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei și a preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Cu acest prilej, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie. La final, preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul i-a oferit preasfințitului Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Ordinul Crucea Justinian Arhiepiscopul și o medalie omagială. Pentru mine, satul Băbășești este satul copilăriei mele, unde veneam pentru a-mi petrece vacanța frumos împreună cu copiii satului de aici. E tocmai de această copilărie și de această nevinovăție îmi este dor și ori de câte ori vin la Băbășești și mi-aduc aminte de aceste lucruri și îmi dau curaj și având să merg mai departe acolo în Spania și în Portugalia să împărtășesc aceste bucurii duhovnicești pe care le-am trăit eu când am fost copil, celor care trăiesc în Spania și Portugalia, de fapt să le aduc aminte, pentru că acolo majoritatea preoților sunt preoți la oraș, dar au credincioși de la țară, pentru că majoritatea credincioșilor din Spania și Portugalia provin de la țară. Parohia ortodoxă română din Băbășești, protoieria Satu Mare, are un număr de 190 de familii de drept credincioși ortodoxi creștini. Este păstorită cu multă înțelepciune și multă dăruire și zel duhovnicesc de către Părintele Arba Adrian. Astăzi, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, cu binecuvântarea întâi stătătorului eparhiei noastre, a preasfințitului Părinte Episcop Justin, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu preasfințitul Părinte Episcop Timotei al Spaniei și Portugaliei, care este fiul al acestei localități. De asemenea, preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul i-a oferit medalia omagială Justinian Arhiepiscopul părintelui paroh Adrian Arba. O zi binecuvântată, 26 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, hramul Sfintei noastre biserici, ocazie cu care ne-am adunat o mulțime mare de credincioși, săvârșindu-se Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către doi arhierei. Un lucru nemaipomenit și nemaivăzut pentru parohia Băbășești, un lucru care va rămânea în anale și în amintirea tuturor credincioșilor noștri din sat. Cu această mare și importantă sărbătoare, un sobor format din 11 preoți, dintre care 8 fii ai satului, ne-au înconjurat împreună cu arhierei și 5 diaconi și s-a săvârșit o frumoasă și dumnezeiască liturghie. Totodată, cu această ocazie, s-a sfințit monumentul din localitate, monument închinat eroilor din primul și al doilea război mondial, monument la care a participat atât comunitatea satului Băbășești, cât și, în mod deosebit, inițiatorul acestei lucrări, fiind părintele paroh Pop Cornel de la parohia Sfântul Gheorghe, Satu Mare, fiul al satului Băbășești. Au mai fost oferite diplome de vrednicie preoților, fii ai satului, dascărilor din localitate și binefăcătorilor locașului de cult. Biserica parohiei Băbășești a fost construită în anul 1893.